Stimați profesori și părinți, în primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei director pentru invitația la această festivitate de deschidere a noului an școlar. Trebuia să răspund acestei invitații pentru că am o obligație morală față de cadrele didactice și față de elevii din acest liceu, care au participat la diferite evenimente organizate de instituția prefectului, adăugând un plus de valoare și o încărcătură emoțională. Pentru acest lucru vă mulțumesc încă o dată și sper să colaborăm bine și în continuare. Suntem împreună într-un moment important pentru elevi, pentru profesori, pentru părinți, pentru că toți avem un obiectiv comun, și anume educația. Eu cred foarte mult în munca de echipă și de aceea cred că pentru a ne atinge scopul propus, trebuie să ne implicăm, trebuie să avem încredere unii în alții și trebuie să facem tot ceea ce este posibil, și dacă acest lucru, această echipă funcționează, cu siguranță avem și rezultate. Contează foarte mult educația de acasă, primită de la părinți, contează foarte mult și educația oferită de profesori, dar contează foarte mult și respectul, încrederea și legătura care există între cei trei factori, elev, părinte, profesor. Dragi elevi, vreau să începeți noul an școlar cu încredere în propriile forțe. Stimați profesori, vă doresc să vă duceți la îndeplinire menirea cu înțelepciune și răbdare. Iar dumneavoastră, stimați părinți, să vă implicați activ în viața școlii. Și pentru faptul că astăzi am pășit cu emoție, la fel cum cu emoție am pășit în urmă cu ceva ani când începea școala cu un buchet de flori, dați-mi voie să dăruiesc un buchet de flori tuturor cadrelor didactice din acest liceu, în semn de aleasă prețuire. Vă rog, doamnă director, să primiți buchetul de flori.